Conform unor statistici, România, din cauza stării precare de sănătate a populației, pierde aproximativ 18,6 miliarde de euro anual. În același timp, vedem cum reformele din sistemul medical românesc nu rezolvă probleme majore, știm foarte bine lucrul acesta. Care credeți că este cauza lipsei unei coerențe la nivelul puterilor decizionale și, practic, incoerență care ne costă bani cât și ani de viață? Mă întorc la o observație pe care au făcut-o colegii de-ai noștri din alte țări, care spun că sănătatea înseamnă bunăstare. Avem o stare bună de sănătate, nu pierdem bani, din contră generăm bani. Motivul pentru care în România nu se alocă bani pentru sănătate suficienți este încă o enigmă, fiindcă dacă până în urmă cu câțiva ani spuneam că sănătatea este un domeniu nereformat, un domeniu care nu merită să primească bani în lipsa unor reforme, tocmai pentru a putea face aceste reforme trebuie să aloci sumele necesare. Este nevoie de o schimbare de paradigmă. Sănătatea nu trebuie privită ca un cost, ca o cheltuială, ci trebuie privită ca o investiție. Și este important să investim în sănătate, pentru că investind în sănătate, la fel ca și în educație, investim în viitorul nostru. Trecem acum puțin la manifestul dumneavoastră. Știu că manifestul companiei pe care o reprezentați, ARPIM, a avut un manifest care s-a numit Manifest pentru Sănătate și mie mi-a atras atenția următorul paragraf, citez: pentru îmbunătățirea sistemului sanitar din România și alinierea sa la media din Uniunea Europeană sunt esențiale două măsuri: finanțarea corespunzătoare și accesul la terapii și tehnologii performante de ultimă generație, închei citatul. Există voci care spun că banii din sistemul medical românesc există suficient, însă sunt prost gestionați. Cum comentați acest aspect? Bun, dacă este să luăm doar prima parte a acestei observații, că sunt bani suficienți, teoretic ar trebui să fie, dar avem dovezile că suntem departe de această realitate. În primul rând, banii alocați pentru medicamente. La ora actuală, bugetul pentru medicamente reprezintă cam un sfert din bugetul total alocat sănătății, ceea ce reprezintă un nivel absolut comparativ cu celelalte țări care au același grad de dezvoltare ca și România. Dar acești bani alocați pentru medicamente sunt cu 20% mai puțini decât nevoia reală de medicamente pentru populație. Ori această diferență, acest decalaj este acoperit în integralitate de către producătorii de medicamente prin acea numită taxă clawback. Pe de altă parte, nevoia de a finanța corect sistemul sanitar românesc se reflectă și în celelalte trei sferturi pe care nu le-am menționat acum. Dacă avem un sfert care reprezintă cheltuielile cu medicamentele, care sunt foarte bine reglementate, unde prețul la medicamente este stabilit de către stat și este la un nivel minim dintr-un coș de 12 țări din Uniunea Europeană. Dacă creșterea pieței de medicamente este în acest moment destul de bine controlată, observăm că este o creștere undeva în jurul a 3-4% pe an, ceea ce se corelează cu evoluția demografică și cu procesele cărora trebuie să le facem față, cum este îmbătrânirea populației, cum este scăderea resurselor financiare pe care populația le poate aloca pentru a se trata și pentru a-și asigura necesarul de medicamente. Deci lucrurile pe partea aceasta sunt destul de bine puse sub control. În zona cealaltă, care reprezintă 75%, acolo sunt încă foarte multe semne de întrebare. Unde se duc banii, unde se cheltuie, cum se cheltuie? Dar ce am observat în ultimii ani, că o mai bună diagnosticare a pacienților, că o diagnosticare precoce a anumitor boli corelate cu accesul la medicația potrivită, care este în cele mai multe cazuri furnizată de medicamentele inovatoare la care pacienții ar trebui să aibă acces, duc la o creștere continuă și constantă a speranței de viață, a parametrilor de calitate a vieții pentru pacienții care sunt bolnavi cu boli grave, deci lucrurile în mod evident evoluează pozitiv. Avem argumente științifice care susțin aceste afirmații pe care noi le-am pus în manifestul de care ați amintit dumneavoastră la început.
Vorbeați adineori de inovație și v-aș întreba cât de importantă este inovația în medicină și referindu-mă acum în cazul de față strict la cazul României, este posibilă implementarea și adoptarea terapii performante în acest moment în când în unele spitale din țară știm bine că sunt condiții de mediu, nu există apă curentă, lipsa acută a medicamentelor de bază, nu există, nu știu, seringi, nu există pansamente, unii pacienți sunt obligați să vină cu ele de acasă. Și totuși discutăm de medicamente inovative. Deci sunt două aspecte care sunt complet diferite. E adevărat că asistența spitalicească, pe de o parte, mai are încă mulți pași pe care trebuie să-i parcurgă pentru a se ridica la nivelul așteptărilor și la nivelul nevoii reale a populației în acest sens. Dar nu trebuie să uităm investițiile care s-au făcut în spitalele mari, în spitalele universitare, o mulțime de spitale județene, care au generat sau care au antrenat pe lângă creșterea accesului pacienților la tratamente și la tehnologii inovatoare care au facilitat diagnostice mai bune, care au facilitat, așa cum spuneam mai devreme, ameliorarea stărilor de sănătate și a calității vieții, chiar dacă sunt bolnavi afectați de niște boli cronice, uneori cu caracter invalidant sau așa mai departe. Deci lucrurile sunt pe o direcție sau pe o tendință teoretic pozitivă. Deci am văzut lucruri care se îmbunătățesc. Comparativ cu acum, cu situația de acum 10 ani, lucrurile s-au schimbat radical în foarte multe spitale. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, asta este cert. Și viteza cu care lucrurile acestea se pot întâmpla și putem schimba ceva depinde de resursa financiară care va fi alocată. Dar una peste alta, dacă vrem să trăim mai mult, dacă vrem să trăim mai bine, este clar că avem nevoie să investim mai mult în sănătate și implicit în accesul la tratamente inovatoare. Știi că una dintre soluțiile propuse de ARPIM pentru rezolvarea problemelor majore ale sistemului de sănătate este aceea de a direcționa banii colectați prin taxa de viciu în bugetul sistemului de sănătate. Ce soluții ar mai putea fi adoptate de România pentru ca pacienții să simtă că banii lor nu se risipesc în zadar? Bun, în primul rând, acest transfer dinspre taxa de viciu spre fondul de asigurări de sănătate este extrem de opacă și nu avem nicio vizibilitate ce sume față de cât se colectează, ce procent se alocă transferului către sănătate. Este adevărat că atunci când această transparență a existat, am văzut și programele, am văzut și rezultatele imediate ale acestui transfer. Trebuie să amintim aici plata arieratelor din sistem la nivelul anului 2006 care s-a făcut cu ajutorul taxei pe viciu. Este programul de evaluare a stării de sănătate pe care ministrul Nicolaescu l-a avut în anii 2007-2008, care a fost finanțat tot cu această taxă. După aceea, practic, a dispărut orice vizibilitate, cel puțin pentru noi, cei care avem mai puțin acces la datele Ministerului de Finanțe, și în acest moment nu putem spune că taxa de viciu este utilizată pentru finanțarea sistemului de sănătate. Deși, dacă stăm să ne gândim, ar fi corect și etic față de cetățenii care se îmbolnăvesc prin consum de alcool, prin consum de tutun și așa mai departe, sau cei care vor să se lase de acest viciu, ei să beneficieze de tratament cu sprijinul sau prin alocarea unor sume consistente din această taxă de viciu. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, în afară de taxa de viciu, există și alte modalități prin care putem să avem un control mai bun asupra modului în care se cheltuie banii. Și aici un prim pas s-a făcut prin implementarea sistemului de rețete electronice care monitorizează mai bine ceea ce se prescrie pentru pacienți și există niște evidențe mai bune
și corelații între diagnosticul pe care medicul pune și tratamentul pe care îl prescrie, și această buclă de control se va închide în clipa în care pacienții vor avea cardul de pacient și îl vor utiliza în mod curent, fiindcă practic atunci vom avea certitudinea că în spatele fiecărei rețete care a fost prescrisă și eliberată există un pacient care a venit și și-a ridicat medicamentul. Și atunci, prin acest sistem, practic, eventualele sume de bani care s-ar risipi prin diverse artificii ar fi mult mai puține, mult mai mici. Știm că în aprilie 2014 Ministerul Sănătății a anunțat compensarea 17 medicamente noi, după ce această listă de medicamentelor compensate nu mai fusese actualizată de aproape 7 ani. Totodată a fost anulată procedura de evaluare a celor 137 de molecule noi propuse de companiile farmaceutice, iar motivația din partea Ministerului Sănătății a fost că această evaluare și această procedură a fost viciată. A fost vorba de o viciere sau acesta a fost un motiv fals invocat totuși de minister? După părerea mea, nu a fost vorba de niciun fel de viciere. Deci, practic, a existat un cadru legislativ care a fost creat de guvernul precedent pentru actualizarea listei. Companiile și-au pregătit dosarele de evaluare a medicamentelor conform procedurilor care au fost în vigoare la acel moment. Analiza dosarelor s-a făcut de către comisiile și de către persoanele care au fost nominalizate de către Ministerul Sănătății, deci lucrurile s-au desfășurat și producătorii de medicamente au jucat conform regulilor care le-au fost impuse la acel moment. Ce este interesant de observat este faptul că cele 17 medicamente de care vorbiți au fost introduse într-un moment de hiatus sau, să zic, de vid legislativ. Deci s-a profitat de un moment în care legislația precedentă a fost anulată, legislația care fusese anunțată încă nu fusese, n-a fost nici măcar propusă pentru dezbatere publică, și fără îndoială noi salutăm orice decizie a autorităților care facilitează accesul anumitor categorii de pacienți la medicație, la tratamentele de care au nevoie. De ani de zile, pentru medicamentele care tratează așa numitele boli rare sau medicamentele orfane, nu a existat nicio reglementare care să permită accesul pacienților. Practic, cele 17 medicamente asigură accesul pentru câteva zeci sau poate sute de pacienți din România, deci nu au un impact foarte mare. Dar este important ca și acești pacienți să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Deci este o decizie pe fond pozitivă. Modul în care a fost luată această decizie, procedura care a fost urmată, aici lucrurile sunt multe semne de întrebare, și bineînțeles că ne dorim să avem un cadru legislativ și niște reguli clare și precise după care să funcționăm și atunci să acționăm ca atare, decât să avem situații de genul acesta când pe un vid legislativ se produc lucruri care sunt mai mult sau mai puțin bune, fiindcă dacă stăm să ne uităm acum în urmă, pentru aceste medicamente nu s-a alocat nicio sumă suplimentară, deci ele sunt acoperite în integralitate, tot prin taxa clawback, iar din păcate, din ce am înțeles până acum, datorită neactualizării unor ghiduri terapeutice, nici cele 17 medicamente nu sunt toate disponibile pentru pacienții români, chiar la 6 luni după ce ele au apărut în lista de medicamente compensate și rambursate. Să vorbim acum puțin de, că practic ați intrat în următoarea întrebare, să vorbim puțin despre controversata taxă de clawback. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în anul 2010, când statul a alocat pentru plata datoriilor așa numitor arierate către furnizori de medicamente suma de 1,9 miliarde de lei, iar experții FMI, imediat după ce s-a efectuat această plată, au constatat
că practic arieratele scăzuseră cu doar 600 de milioane de lei. Diferența aceasta a fost practic în momentul respectiv provenită din cauza comercianților, a farmaciilor, care nu declaraseră toate datoriile. S-a creat atunci practic datoria aceea, nu era datoria reală. Taxa pune practic presiune pe producătorii de medicamente. Mai mult decât atât, suprataxarea comerțului pe medicamente, corborată cu TVA-ul, face ca prețul plătit de pacient să fie unul mult prea mare. Care este poziția ARPRIM în această situație? În primul rând vreau să subliniez faptul că taxa clawback nu este taxa pe stâlp. Dacă taxa pe stâlp atunci când a fost introdusă a dus imediat la creșterea prețului kilovatului, taxa clawback când a fost introdusă nu a permis creșterea prețului medicamentelor. Deci medicamentele au rămas la același preț care este stabilit de către Ministerul Sănătății pe baza acelei analize pe care o menționam mai devreme a prețului din 12 țări din Uniunea Europeană și se selectează sistematic cel mai mic preț din acest panel de țări. Deci prețul medicamentelor, și subliniez aici, care se eliberează pe bază de prescripție medicală, este controlat de către stat și este la nivel minim european. Pe de altă parte, este adevărat că această taxă clawback pune o presiune economică uriașă asupra producătorilor. În primul rând, este injustă. Deci noi plătim această taxă și pe venituri care nu sunt ale noastre, respectiv pe adausurile comerciale ale distribuitorilor și ale farmaciștilor. Pe de altă parte, această taxă clawback astăzi a ajuns la un nivel de 20% și este practic 20% pe cifra de afaceri pe care un producător de medicamente o realizează cu sistemul de asigurări de sănătate. Suntem unici în lume, unici în Europa, prin acest model de taxare. Peste tot unde mai există sisteme oarecum apropiate, bugetul de referință pentru calculul taxei, deci bugetul pentru medicamente, se stabilește la nivelul consumului real din anul precedent. Și atunci industria acoperă împreună cu statul respectiv doar un procent din ceea ce se depășește în anul următor față de consumul din anul precedent. De exemplu, este modelul portughez, unde practic 30% din, să zicem, valoarea care s-ar depăși sau bugetul care se depășește în anul 2014 este acoperit de către statul portughez, iar 70% este acoperit de către industrie, în condițiile în care această taxă are un nivel de 3%, 5% maxim. Ori în România suntem la 20% și 20% este acoperit integral de către producători. Vorbim aici de sume care se învârt în jurul 100 de milioane de euro pe trimestru, deci taxa clawback plătită de industrie pe an urcă undeva spre 1,5 miliarde de lei, aproximativ. Ceea ce este o sumă absolut considerabilă. Și poziția ARPIM în această situație sau ce soluție ar veni ARPIM? Știu că am citit la un moment dat în manifestul dumneavoastră că această taxă ar trebui puțin modificată, absolut, adoptată, deci, în primul rând, din România. În primul rând, așa cum spuneam mai devreme de modelele pe care le aplică alte țări din Uniunea Europeană, și aici vorbim despre Portugalia și despre Ungaria, bugetul de referință pentru medicamente ar trebui să fie la nivelul consumului real din anul precedent. Și astăzi, de exemplu, suntem bugetul este stabilit la nivelul consumului din trimestrul 4 al anului 2011. În 3 ani de zile s-au diagnosticat un număr semnificativ de pacienți noi cu diverse boli și a crescut consumul de medicamente. Au apărut și medicamente noi, câteva dintre ele le-am menționat mai devreme. Au fost eliminate listele de așteptare pentru anumite categorii de pacienți, deci practic s-a crescut numărul pacienților care sunt tratați în cadrul sistemului. Deci lucrurile au evoluat în condițiile în care banii care au fost alocați pentru medicamente au rămas aceiași în ultimii 3 ani. Deci lucrurile nu mai pot să continue
pentru mult timp la același nivel. Și producătorii de medicamente, la rândul lor, sunt agenți economici, sunt societăți comerciale, nu sunt societăți de binefacere. Au și ele responsabilități față de angajaților, față de familiile angajaților lor, față de acționarii care dețin acele companii. Și fără îndoială că, la un moment dat, dacă mediul economic va deveni tot mai ostil industriei farmaceutice, lucrurile vor degenera și vor duce la decizii extreme din partea producătorilor. Să nu uităm că recent producătorii de generice au anunțat că au concediat câteva sute de angajați. Aceleași sute de angajați în ultimii 2-3 ani i-au avut concediați și producătorii de medicamente originale, fiindcă nici noi n-am fost lipsiți de nevoia de a restructura și de a ne reorganiza pe baze economice mai sănătoase, adaptate mediului în care evoluăm. Să nu uităm că o mare fabrică de medicamente la Brașov s-a închis recent, deci lucrurile nu merg în direcția pe care ne-am dori-o și este momentul să o spunem foarte deschis. Industria farmaceutică este o industrie care are o valoare adăugată foarte ridicată. Este important pentru statul român, pentru autorități, să sprijine această industrie. Este o industrie care plătește salarii mari, este o industrie care generează venituri pentru statul român și este o industrie care, dacă ar fi stimulată corect în România, ar putea să ducă la echilibrarea balanței comerciale, cel puțin pe zona de medicamente. Să nu uităm că astăzi importăm cam de 3-4 ori mai multe medicamente decât exportăm. Deci e nevoie să ajutăm cumva acest sector ca să se echilibreze și să se așeze pe un fundament economic sănătos. Acum să trecem la ultima întrebare. Cât de eficace este mecanismul implementat într-un târziu în România, prin care se decide care medicament anume merită să fie compensat, vorbind de acel mecanism cunoscut De sub evaluarea acronimul. tehnologiilor medicale, HTA. Exact. Rolul acestui mecanism știm foarte bine că este acela de a eficientiza, practic, și accelera, actualiza liste medicamente compensate, numai că în România, din informațiile pe care le am în momentul de față, știu că în acest mecanism sau în această instituție, să-i spunem instituție, au lucrat la un moment dat doi specialiști, din care unul și-a dat demisia fix înainte de a începe procedura de evaluare a acestor medicamente. Nu mai zic să facem o comparație cu Marea Britanie, unde există, cred că, peste 20 de specialiști într-un Deci, astfel de institut. cu adevărat, evaluarea tehnologiilor medicale nu se face decât în câteva țări din Uniunea Europeană. Sunt institute specializate, sunt proceduri laborioase, așa cum menționați și dumneavoastră, este nevoie de zeci de specialiști într-un asemenea institut care evaluează câteva dosare pe an. România este în situația de a evalua undeva în jurul a 160-170 de dosare într-un interval de timp foarte scurt, deci nu putem vorbi absolut deloc de o evaluare reală a tehnologiilor medicale. Practic, această metodologie este o metodologie de, să-i spunem, scorecard, deci avem o listă de criterii pe care medicamentele ar trebui să le îndeplinească și dacă ele îndeplinesc acele criterii, primesc un anumit punctaj și în funcție de punctajul respectiv intră condiționat sau necondiționat în lista de medicamente compensate și gratuite sau nu intră deloc. Practic, avem de a face cu un dosar relativ simplu, pe care este mult mai simplu dosarul, de exemplu, în comparație cu dosarele cerute pentru metodologia precedentă, care a fost anulată de către autorități. Acum este doar o comparare a
situații din diverse țări din Uniunea Europeană, deci dacă medicamentul este rambursat în alte țări, în câte din ele și în funcție de asta primești un anumit scor, dacă ai rapoarte de evaluare a tehnologiilor medicale ale unor institute reputate din Franța, Marea Britanie sau Germania, deci acestea sunt cele trei țări care sunt luate în considerare și, bineînțeles, se mai iau în considerare niște factori economici, o comparație cu costurile tratamentului standard din acest moment din România. Dacă costurile sunt mai mari sau mai mici, atunci iarăși se primește un anumit număr de puncte. Deci procesul de evaluare este relativ simplu, ceea ce este foarte bine pe de-o parte, fiindcă permite tratarea unui număr mare de dosare cu un număr limitat de specialiști, deci cu o resursă limitată, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme. Pe de altă parte, a greși este omenește, deci este posibil și am observat acest lucru, unele evaluări au fost făcute greșit, companiile au făcut contestații, contestațiile au fost analizate chiar în aceste zile și procesul va continua din ceea ce spun autoritățile deocamdată și se pare că va fi un proces care nu va mai avea întârzieri atât de mari, sincope de ani de zile în actualizarea listelor de medicamente compensate și gratuite. Dar în continuare suntem departe de încheierea acestui proces, fiindcă nu este suficient doar să evaluezi dosarul și să-i acorzi un anumit număr de puncte. Dacă punctajul corespunde unei intrări condiționate în lista de medicamente compensate și gratuite, această condiționare este dată de încheierea de acorduri cost-volum, prin care practic să se asigure tratament, accesul la tratament pentru un număr cât mai mare de pacienți cu costuri cât mai reduse pentru sistem. Ori cadrul legislativ pentru încheierea acordurilor cost-volum în acest moment nu există. Deci, pe de o parte, o să am niște evaluări care sunt făcute de către Agenția Medicamentului, am niște scoruri, dar mai departe, ca să intru în etapa următoare și să ajung ca în situația ca produsul să fie accesibil pacientului sau pus la dispoziția pacientului, mai trebuie să trec și de etapa aceasta de negociere a acordului cost-volum, care deocamdată este nici măcar nu apare pe hârtie ca procedură, ca mecanism, ca legislație, să-i spunem. Spunem că aceea a fost ultima întrebare. De fapt, ultima întrebare ar fi aceasta. În cât timp credeți că se vor schimba lucrurile și România va intra cumva pe linia care ar trebui să intre? Să ne aliniem cumva, din punct de vedere al sistemului sanitar, măcar cu să zicem, cu partea de jos a țărilor europene, nu neapărat cu țările de top. Din punctul de vedere al industriei farmaceutice, de 7 ani de zile batem pasul pe loc. Deci asta este o realitate obiectivă. A existat o îmbunătățire între anumite limite a accesului pacienților la medicamente, dar, deci, să zicem, sunt medicamente care se folosesc pe o scară mai largă, dar doar medicamentele existente, nu medicamentele noi, iar în mod evident avem nevoie de o schimbare radicală de paradigmă, care nu se poate face decât printr-o voință politică adevărată și prin, așa cum spuneam cândva, a da prioritate priorităților. Deci vrem ca sănătatea să fie o prioritate, atunci trebuie să fie o prioritate și din punct de vedere al alocării financiare, trebuie să fie o prioritate și din punct de vedere al alocării resurselor și în felul acesta putem să sperăm că în câțiva ani vom ajunge la, măcar la nivelul mediu din Uniunea Europeană. Să nu uităm că, pe de o parte, ca populație suntem a 7-a țară a Uniunii Europene, ca putere economică, ca nivel de dezvoltare economică, din păcate, suntem în coadă. Deci avem un decalaj mare de recuperat, pentru că dacă e să ajungem să ne comparăm și din punct de vedere social, demografic, economic cu celelalte țări, potențial există, dar el trebuie valorificat mai bine pentru ca totuși să
la un moment dat să ieșim, să scăpăm de această poziție de codași a Europei și să ne ridicăm și noi acolo unde ne dorim să fim, adică spre un nivel mediu al țărilor Uniunii Europene.